Cu toate că nu poate exista o istorie a gândirii antice grecești, fără Socrate, din păcate, omenirea nu are o istorie a lui Socrate. Și asta în condițiile în care personalitatea sa a fost dominantă și a imprimat o anume direcție istoriei ideilor. Socrate a fost evident bun istoric în condițiile în care și azi se vorbește despre presocratici, cei care într-un fel au pregătit terenul, și de micii și marii socratici, despre megarici și cirenaici și cinici, pe de o parte, și de Academia lui Platon și de Liceul lui Aristotel, pe de altă parte. Dar iată un paradox. Deși importanța majoră a lui Socrate nu poate fi negată nicicum, Socrate însuși reprezintă o mare necunoscută. El n-a scris nimic sau cel puțin nu s-a păstrat nimic de el. Informațiile despre el provin doar din mărturii ale contemporanilor săi. Din păcate, aceste mărturii trebuie privite cu oarecare suspiciune, ele provenind fie de la personalități prea puternice, fie prea șterse pentru a le acorda credit total. Chiar Turii s-a finalizat cu opinia că va trebui să ne mulțumim să vorbim fie de un Socrate al lui Platon, fie de un Socrate al lui Xenofon, fie de un Socrate al lui Aristotel sau al altora, renunțând la speranța de a ști cine a fost cu adevărat Socrate, așa cum a fost el. Vorbim despre o legendă. Bine, bine, dar întrebarea rămâne. Cine a fost Socrate și ce este învățătura lui? Socrate și Platon. Prin 107, Platon îl întâlnește pe Socrate și vreme de 8 ani, până la moartea maestrului său, în -399, îi este discipol. Iar influența lui Socrate trebuie să fi fost substanțială în formarea sa, din moment ce, practic, aproape fiecare dialog platonician include figura lui Socrate. Se pot da exemple precum apărarea lui Socrate, Phaidon sau Criton, care fac parte din ceea ce editorii au numit dialoguri socratice, din care putem identifica unele aspecte ale biografiei maestrului. Din păcate, trebuie să admitem că datorită puternicei sale personalități, e posibil ca unele din cuvintele atribuite lui Socrate să nu corespundă neapărat realității. Și totuși, unii au putut afirma că Platon a trasat un portret al lui Socrate cu totul reprezentativ pentru secolul și clasa sa. În această calitate, Platon este dintre toți cei care se prevalează de socratism, acela care a știut să transmită posterității cea mai desăvârșită și mai strălucită idealizare din câte a inspirat Socrate. Socrate și Xenofon. Conform celor scrise de Diogenes Laertius, povestea întâlnirii celor doi, se zice că întâlnindu-l odată pe stradă, filosoful băgă de seamă figura aleasă a tânărului. Tăindu-i drumul cu bastonul, Socrate l-a întrebat: de unde se pot cumpăra cele necesare pentru viață? Xenofon i-a spus. Atunci Socrate ar fi adăugat: dar unde poate învăța cineva să devină om de treabă? Cum Xenofon nu știu ce trebuie să răspundă, Socrate încheie: urmează-mă și îți voi arăta eu. Întors militară, cea cunoscută ca expediția lui Cirus, Xenofon nu și-a mai întâlnit maestrul, acesta fiind deja condamnat. Iar asta l-a determinat să scrie Memorabila Socratis, amintiri despre Socrate, și Apologia Socratis, apologia lui Socrate. E drept că autenticitatea acesteia din urmă e contestată,
având în vedere prezentarea unei atitudini diferite a lui Socrate față de modestia atribuită anterior. Socrate, Aristotel oferă la rândul ei indicații despre gândirea socratică, chiar dacă s-a născut la 14 ani după moartea lui Socrate. Având în vedere obiceiul său de a expune teoriile anterioare fiecărei probleme puse în discuție, înainte de a-și prezenta propriul punct de vedere, Aristotel începe cu ceea ce spuseseră predecesorii săi. Din păcate, el nu vorbește prea mult despre Socrate, insistând, ciudat, nu?, pe gândirea presocraticilor. Să fie asta datorată tentației lui de a-și căuta puncte de sprijin la precursori pentru a-și prezenta propria gândire ca punct de convergență ale unor eforturi anterioare? Oricum ar fi stat lucrurile, un istoric al filozofiei a putut afirma că, indiferent de sursele la care va fi recurs Aristotel, mărturia sa nu adaugă nimic esențial la ceea ce știm deja despre Socrate. Pe scurt, prin afirmațiile sale doctrinare, el nu ne permite o cunoaștere mai aprofundată a personajului istoric Socrate, dincolo de acel Socrate care apare în dialoguri ca o dramatis personae, personaj al dramei. Curentul antisocratic. Așa cum nu putem certitudine natura lecțiilor predate de Socrate, tot la fel de necunoscute cumva ne-au rămas și motivele pentru care ai săi concitadini au ajuns să-l condamne la moarte. Putem doar reține că Aristofan l-a ridiculizat descriindu-l ca pe un bufon plin de arțag. Mai mult, îl consideră un sofist, ateu și blasfemiator, unul care abuzează de credulitatea propriilor discipoli, pe care îi pune să întocmească dizertații pe teme așa zis frivole. De câte ori e mai lungă săritura unui purice decât picioarele? Dacă țânțarii bâzâie cu trompa, ori cu dosul. Socratele prezentat de Aristofan privește luna mergând cu capul înclinat spre spate și gura deschisă, iar din înălțimea unui acoperiș e împroșcat în față cu excrementele unei șope. Pe scurt, Socrate e descris ca fiind un exploatator public, iar panseurile sale sunt prezentate grotesc. E drept că au existat și cei care l-au interpretat pe Socratele aristofanian ca fiind omul Socrate dinainte. În chemarea în justiție a lui. Piesa Norii se jucase cu 23 de ani înainte. Probabil că motivele intentării unui proces ar trebui căutate în altă parte. Cum a fost posibil să fie acuzat Socrate, omul care își apărase patria, care trăia doar în Atena,
și nu avea nicio ambiție politică. Ca de obicei, probabil că pentru mulți atenieni, condamnarea și moartea lui Socrate n-a reprezentat decât un incident minor, fără a trezi nicio patimă, nici curiozitate. Dar, probabil că au existat și atenieni marcați de o criză de conștiință și de sincere remușcări. Aceste întregi necunoscute despre viața și semnificația morții lui Socrate l-au făcut pe un anume filosof să afirme că totul contribuie la a face din cunoașterea lui Socrate însuși un subiect de ironie socratică. Singurul lucru pe care îl știm cu certitudine despre el este că nu știm nimic.